crucea vieții implică jertfă, dăruire, dragoste, iar din acestea decurge discernământul. Viața de cruce implică jertfa, iar jertfa aduce după sine uimitoare rezultate. Dai sânge, primești Duh, mărturisește Cartea Sfântă Patericul. Viața de cruce implică dăruirea, căci doar dăruind primești cu supramăsură daruri minunate. Viața de cruce implică starea de dragoste, singura care oferă libertate adevărată omului, căci spune înțelepciunea părinților: iubește și fă ce vrei. Iar toate acestea, jertfa, dăruirea, dragostea, îi oferă omului darul cel mai mare al discernământului. Să cunoască și să recunoască ce este bine și ce este rău, ce este întuneric, ce este lumină, ce este adevăr și ce este minciună. Acest dar al discernământului arată omului cu adevărat sensul vieții sale și al lumii în care trăiește.